Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mergem la Constanța. Cum bagi un oraș în faliment? Pas cu pas și cu multă insistență. Pas cu pas. În Constanța s-a declanșat o cursă a populismului găunos, de parcă ar exista altfel de populism. Deci o cursă în care partidele reprezentate în Consiliul Local se întrec în siluirea bunului simț economic. Despre ce este vorba? E o dispută teribilă pe prețul gigacaloriei în acest oraș. Mai precis, pe valoarea subvenției municipale, care este oferită cetățenilor care folosesc sistemul centralizat de încălzire de aici. Acum, în multe orașe, gigacaloria este subvenționată, inclusiv în București, subvenționată semnificativ. Subvențiile astea sunt mai mici sau mai mari, în funcție de multe criterii. Bunul simț economic e destul de rar prezent în evaluarea acestei subvenții, dar în fine. Deci, în Constanța, vreo 3 decenii la rând, ca și în București, de fapt, sistemul de termoficare a fost lăsat de izbeliște de cei câțiva primari care au condus și jefuit acest oraș ghinionist. Radu Mazăre, de pildă, a fost ales și reales, cred că de vreo 5 ori, cred că 20 de ani a fost. Cât l-au lăsat? Cât a vrut. Da, ceea ce i-a permis lui Mazăre să jecmănească bugetul local la proporții incredibile. Inclusiv, desigur, să abandoneze aproape total întreținerea și modernizarea infrastructurii de termoficare. Drept rezultat, relatează publicația Constanța100.ro, prețul real al gigacaloriei în Constanța a ajuns acum la, țineți-vă bine, 1034 de lei. Dar constanțenii abonați la sistemul centralizat au plătit, anii trecuți, numai 250 de lei. Restul a fost acoperit din subvenții pe care le susțin, evident, toți cetățenii orașului, inclusiv cei care, evident, nu sunt conectați la sistemul public și au centrale proprii. Problema, așadar, preț de 4 ori mai mic decât realitatea. PNL a cerut luna trecută ca prețul plătit de constanțeni să crească, totuși, la 300 de lei. Scandal și s-a ițit imediat populismul. Deci vorbim de o creștere de 50 de lei, în continuare prețul este de 3 ori mai mic decât prețul real. Inițial PSD s-a opus, USR s-a abținut când a venit vorba să se voteze. Citez din relatarea publicației Constanța 100, PNL și USR în sfârșit au ajuns la un acord și au hotărât în ședință de Consiliu Local, în mod populist, să mențină la 250 de lei prețul plătit de populație. Și ulterior, consilierii PSD au plusat, citez, ca într-un joc de poker care are ca miză falimentul orașului, cei racordați la rețeaua centralizată să plătească mai puțin, 230 de lei. Frumos. Deci, prețul real 1034, plătit 250, Consiliul Local zice, nu mai putem să susținem, trebuie să creștem la 300, PSD vine și zice, din potrivă, să-l scădem. De ce? Păi, pentru că, în general, s-au mai scumpit lucrurile, deci hai să scădem prețurile, nu? Da. Deci, care o fi legătura cu realitatea, nu știm. Cum înțeleg acești oameni conceptul de faliment și obligația de a contribui la dezvoltarea orașului pe care îl administrează? De asemenea, mare mister, dar ce e cert e că orașul ar merita mai mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.